De unde să încep? Trebuie să vă povestesc ce s-a întâmplat în ultimele zile, pentru că am postat o poză pe Instagram, de fapt vreo 2 Insta-story-uri, și am primit foarte multe întrebări ce s-a întâmplat cu noi, ce s-a întâmplat cu Eva, și din păcate se întâmplă clickbait-ul ăsta pe care speram să nu-l fac niciodată, dar dacă tot s-a întâmplat, măcar să iasă și ceva bun din treaba asta, să fac un clickbait cu ocazia asta. S-a întâmplat miercuri dimineață, era Ella cu Eva la plimbarea lor de dimineață și am fost trezit din somn. Un lucru foarte nasol să fii trezit din somn cu o veste nașpa. M-a sunat Ella, Eva a căzut și-a spart buza, e nașpa. Impresia aia de moment care o ai atunci când o vezi și cu foarte mult sânge. Ella era super speriată, mi-a transmis și mie chestia asta și, nu știu, într-o fracțiune de secundă eram în mașină în drum spre ele, am fugit direct spre spital și o să începem cu experiența asta la spital, pentru că din fericire n-am mai ajuns în viața mea la urgențe și pot să spun că sunt plăcut surprins de condițiile din spitalul din Constanța, chiar dacă ai impresia că, nu știu, sunt puțin indiferenți medicii și că pentru ei e normal că o simplă buză spartă nu e mare lucru și trec așa pe lângă tine, și pentru tine bineînțeles că e cel mai important lucru din momentul ăla și ți se pare că lumea te ignoră. Ce n-am mai buzită? Trebuie să le pasă la buzită. Of. Te mă zbită. Mă uitam la desene. Râi? Râi? Nici nu știi ce ai la buză. Mai mult plânge mami decât ce era. Dar până la urmă am scos-o la capăt, am trecut prin toți pașii prin care trebuie să treci, te trimite de la un cabinet la altul, după aia la analize, după aia trebuie să aștepți analizele și tot așa. Într-un final, sărăcuța de Eva a intrat în operație, ca să zicem așa, fiind copil mic, a trebuit anesteziată total ca să poată să-i coasă buza, pentru că altfel n-ar fi stat cu minte și ar fi chinit-o mult prea tare să o țină cu forța cât timp o coase. Dacă erai un adult și te duceai cu o buză spartă, îți făcea probabil o anestezie locală, te cosea, îți dădea un picior în fund și te trimitea acasă și totul mergea mult mai repede. Făcându-i anestezie totală, Evei a trebuit să stea internată peste noapte până a doua zi. Dar până la a doua zi mai este foarte mult, mai ales pentru noi. Ella a rămas cu Eva internată, eu am făcut drumuri între casă și spital în continuu să le aduc ce era nevoie. Cu ocazia asta am învățat toate intrările și toate ieșirile în spital, pentru că vizitele se fac într-un interval orar și dacă nu mă încadram în intervalul ăla nu mă lăsau să intru și intram pe la urgențe și am învățat toate lifturile și toate scările din spitalul respectiv. Bineînțeles n-am avut tăria și timpul să fac un video despre asta în timp ce se întâmplau toate lucrurile astea, dar am reușit să iau câteva cadre pe care o să le inserez așa în timp ce vorbesc. Eva arată momentan mult mai bine decât arăta în ziua respectivă. Ce pape acolo, mă? A popat, gata. A popat, trebuie să trecem la unde o fi cuțitul ăla. Ducem la următoarea etapă, la banană. Nu mai zice, ia să nu să mănânce, mănâncă la ce foame are. Da, nu mai, se uită după mâncărică acum. Ce ai în mânuță acolo? O branulă. Branulă și aștept să-mi dea mami să mănâncă aici. Momentan doarme și poate o să vă arăt după ce se trezește și o să văd în ce stare. Ăsta e și motivul pentru care vreau să vă spun că zilele astea, până își mai revine ea, probabil, nu știu, vreo 7 zile ne-a zis că o să ia până se prinde bine acolo cu sătura. O să filmăm ceva mai puțin și o să trească să fim mult mai atenți cu Eva în perioada asta, să nu se lovească, să nu ducă mâna acolo, să nu se întâmple o grămadă de lucruri și sper să înțelegeți și vreau să vă și mulțumesc pentru toate mesajele de îngrijorare și tot ce mi-ați scris voi acolo pe Instagram. Pentru Eva a fost mult mai chinuitoare partea asta și tot ce trebuia să faci. prin spital, plimbatul de colo-colo, luat de sânge, pus branulă, fețe noi, locuri noi, o panicau foarte mult și durerea în sine nu prea cred că o simțea, pentru că la vreo oră după ce s-a lovit nu mai avea nicio treabă și pot să zic că și râdea și nu-i mai curgea sânge, sângerarea ei s-a oprit foarte repede fiind copil mic, dar a avut și o colegă de cameră cu care s-a înțeles foarte bine, o bătrânică foarte simpatică, dar care din păcate a întristat-o pe Eva cu foarte multe povești triste din viața ei. Peste tot pe unde se ducea Eva primea câte ceva, câte o bombonică, câte un creion, câte o gumiță, orice, și a avut o bombonică pe care a ținut-o în pumn în prima zi de când a primit-o. În timpul operației a stat cu ea în pumn, când a ieșit din operație avea bombonica lângă ea, pe dita-i mai targa, vedeai un copilaj atât, a fost, nu știu, foarte emoționant pentru noi și poate pentru mulți e o simplă buză spartă și eu am avut capul spart de o grămadă de ori când eram mic și toți copiii pățesc diverse lucruri, dar când e copilul tău, cei care au copii cu siguranță știu despre ce vorbesc. Ce faci, buză? Măi, buză! Gata, pleci? Gata? Aici am plecat singurică. Ce bine e în mașină, tati, nu? Abia așteptăm să ajungem acasă, să vezi acolo mare bucurie mare. Da, cea mai mare. Așa. Ei, am centura mea. Hai acasă, mamiți. Îmi pare bine că am trecut peste chestia asta. Cu siguranță copiii cărora nu se lovesc când sunt mici sunt foarte norocoși și vă doresc să fiți atât de norocoși, pentru că chiar dacă nu sunt lucruri grave, auci, te doare pe tine mult mai tare decât îi doare pe ei. Ar mai fi o parte bună la chestia asta că Eva a dormit super bine ieri și azi noapte, pentru că sărăcuța probabil a fost epuizată și chiar dacă a reușit să doarmă în spital, cu toate că bătrânica respectivă sfărăia foarte tare, mi-a zis Ella. A fost o experiență pe care ea cu siguranță nu o să o țină minte și o să vadă video ăsta cu cadrele pe care am reușit să le iau în timp ce eram disperați pe acolo prin spital și vreau să îi zic că ne pare rău că s-a lovit și când o să vadă video ăsta sper să nu mai aibă absolut niciun semn pe buză, dacă nu îl las după cu ruj. Oricum este foarte frumoasă și tati cu mami o să încerce să te lovești cât mai puțin până te faci mare și nu o să mai fii la fel de împiedicată cum ești acum. Cam atât. Sper să revenim pe YouTube cât mai repede, așa zilnic, cum am văzut și până acum, aproape zilnic. Noi vă salutăm și ne vedem când se trezește Evuța. Bună dimineața, buziță! Bună dimineața, bucurie! Oh, oh, iubita mică! Ți era dor de povarăș? Că lor tare dor le era de tine! Nu are absolut nicio treabă. Bine, o jenează puțin la buzița acolo și primește niște medicamente, dar în rest se joacă și e foarte bine dispusă. Acum o să trebuiască să îi încălzesc mâncărica să-i o dau, împreună cu medicamentul. În rest este bombonica pe care toți o știți și mai ales cei care o știu de când era atâtic, bine, nu chiar atâtica, cam atâtica, și vă e tare dragă și scumpă, să știți că e bine, o să se vindece foarte repede. Și e copil, nu o să țină minte nimic până când vede video-ul ăsta și își readuce aminte. Da, tati, acolo e scaunelul de papa, dar durează puțin, da? Până atunci ne jucăm. Ia uite, ce alegi de acolo? Le iei pe domnul ursuleț? Bună ziua, eu sunt domnul ursuleț, de ce nu mă bagi în seamă? Tu te joci doar cu cuburile și cu Lego. I-am pus covorul ăsta pe care se juca când era mică pentru că e mai moale și... Acum facem totul ca să protejăm buzița. Totul pentru buziță. O să trebuiască să punem, nu știu, perne, orice pe aici, ca să nu cumva se mai lovească. Nu s-a mai lovit până acum în casă, la buză. A dat doar cu capul de diverse chestii. Are un magnet ceva la capul ăsta. Mă cerți? Că le zic? Pregătim măsuța, mâncărim și după aia așteptăm pe Ella să se întoarcă acasă, că a plecat cu puțină treabă. Cu curaj, ia-l de acolo, așa. Le arătăm și lor cum e buzița ta acum. Focalizăm. E bine. E un pic colorată pentru că am dat-o cu betadină și diverse chestii. Sperăm să-i rămână o cicatrice cât mai mică. Deși la spital ne-a zis că în vreo 2 ani nu o să se mai vadă absolut nimic. Sperăm să se întâmple așa. Dacă nu, cum am zis, acoperă cu ruși. Asta când e mai mare, bineînțeles. Oricum e o drăguță și o scumpete mică. Scumpete mică. Îmi place părul tău când te trezești. Ce e la un zâmbet? Un zâmbet? Gata, nu mai ești acum bombonică, ești buziță. Așa, îți place ție să le vergi pe toate și după aia să te joci cu ele. Așa, dar să nu cumva să plece tatii. Am făcut febră musculară și eu și Ella cât am ținut-o în brațe la spital, pentru că nu o lăsam pe jos, că era sărăcuța plângăcioasă și o înțelegem. Și erau și foarte multe chestii de care nu vreau să se atingă. Și așa avem amândoi mușchi, nu ne mai trebuie sală. Facem febră musculară cu grăsunelul ăsta mic. Și bineînțeles că foarte repede te înveți cu binele și vrea foarte mult în brațe acum, sau nu știu, ne arată foarte multă afecțiune de câteva zile, ne ia în brațe, ne iubește, numai că nu ne pupă și Ella vrea să o pupe. O să înveți ea să dea și pupici. Învăț tati, dai pupici? Pupici! Faci turnulețe. Ne vedem mai încolo. Welcome home, mami! Ce faceți, drăguților? Ia uite cum te aștepta. Abia te aștepta. Hai vină cu a, fă-i loc, nu mami, că uite cu cumpărăturile. Au, i-au căzut hârtiile. O grămadă de lucruri. Mâinile pline. Hai, ia vezi ce ți-a adus. Vezi ce ți-a adus, mami, ia. Ce-a cumpărat, mami? Mami, eroina. Care a stat cu Eva în spital. Când i-a luat analizele foarte greu. A făcut și ea brand ca și mine. O să închidem video-ul mai repede ca să am timp să-l editez și să-l pun în seara asta, pentru că știu că abia l-așteptați. Și ne vedem cât de curând posibil toți trei și cu buza Evei, care deja este și ea un membru al familiei. Ne vedem cât de curând. Ceau!